Bună ziua, de ascultători, și bun găsit! Vă spunem astăzi Părintele Valentin și invitatul nostru de astăzi, Părintele Cezar Axinte. Părinte, Doamne ajută și bun venit la emisiunea noastră! Bine v-am găsit, să rămână tuturor! Dragi ascultători, sunteți alături de noi, nu uitați numărul de telefon 0241-515266 cu tarif normal rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768-123456 cu tarif normal rețeaua Telecom. Aveți contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Dragi ascultători, astăzi vom vorbi despre colinde, ne vom strădui să vorbim despre colinde ca manifestări ale sufletului omenesc, ale sufletului creștin, ca bucurie, ca mod de a transmite ceva, și vom vedea și alte caractere ale colindelor. Plecând la acest punct sau nivel, Părinte, poate mulți se mai întreabă în ziua de astăzi, sau din ce în ce mai mulți, de ce colindăm? Bună, foarte bună întrebare. Fiindcă, cu adevărat, trecem printr-o perioadă de desacralizare. Toată Europa trece prin perioada aceasta, nici noi nu suntem scutiți. Iată ce diferență extraordinară, totuși, când eram copil, deși doctrina oficială, ideologia oficială era ateie și chiar nu știam de ce merg la colind, mai mergeam la colindat așa cu copiii în momentele de mare sărbătoare, în momentele de bucurie, pe care atunci nu știam, nu înțelegeam ca duhovnicească, însă totuși simțeam un fior pe care nu-l înțelegeam. Era dat de bucuria aceasta care, fără să se exprime verbal, era creștină. Chiar dacă eram într-un moment destul de delicat din istoria noastră creștină. Cu toate acestea însă, copiii de atunci, așa cum eram, simțeam cu adevărat că este ceva cu totul și cu totul deosebit. Nu în mod necesar în legătură cu cadourile, pentru că știți, suntem cam generații apropiate, știți că cadourile erau foarte... Nesemnificativ. Foarte palide, să simbolice, spunem. Da. Foarte, eu... Și nu se supăra niciun copil pe atunci așa de tare. Tocmai dimpotrivă, asta vreau să spun. Deci, practic, accentul cădea pe o stare sufletească, pe o stare de emoție. Chiar dacă nu putem să-i spunem duhovnicească, dar era o emoție pe care o înțelegeai altfel, undeva la interior. Și treceau anii și pe măsură ce creșteai, îți dădeai seama că rămâneai cu nostalgia aceasta a copilăriei, mai cu seamă în momentele de sărbătoare. Trec imediat la momentul actual, dar vreau să mai spun doar atât că, deși, iată, noi am participat la multe evenimente cu cravata roșie, cu firul acela galben sau albastru pe care îl aveam, sau roșu pe care îl aveam la cămașa, șnurul de comandant de ce erai, am participat la foarte multe evenimente din acestea ideologice. Totuși, momentele pe care le ține minte și ca necreștini practicanți sunt cele legate de nașterea Domnului, de Paște. Și acum venim în momentul actual, să spunem. Deși, iată, suntem atât de liberi, periculos de liberi, s-a desacralizat, nu mai există această emoție extraordinară pe care nu înțelegi, nu știi de unde vine și cu toate acestea te copleșește. De ce? Pentru că nu înțelegem de ce colindăm, așa cum ați început întrebarea. Nu mai înțelegem ce anume reprezintă, până la urmă noi nu mai suntem copii, bineînțeles, dar dacă este să vedem ce fac copiii noștri. Foarte puțin, dar foarte puțin mai înțeleg de ce colindă. Și acum, sigur că
Colindul, până la urmă, reprezintă așa, chiar într-o formă din aceasta copilărească, nevinovată, reprezintă apostolat, reprezintă buna vestire, nu? Copilul merge, bate în poartă și spune, iată, s-a născut Hristos, iată, Hristos a înviat. Adică lucrurile acestea le-au făcut apostolii, în primul rând, cei 12, cei 70, apoi ucenicii lor, mergând învățați toate neamurile. Adică colindul are și acest aspect teologic învățătoresc, să spunem așa, dar și misionar, apologetic. Adică de câte ori nu mergeam ca și copii, băteam la ușă la cineva și acolo era poate un activist sau un milițian sau nu știu ce. Și el când ne vedea atât de curați, atât de luminoși, haideți mă copilași în casă, știți? Că e Crăciunul. Adică avea forța aceasta extraordinară a mărturisirii. Chiar dacă noi nu înțelegeam, cântam acolo, steaua sus răsare ca o taină mare, știți, le învățam și mai e ceva. Lucrurile acestea nu le-am învățat la școală, știți foarte bine, știm foarte bine, dar le învățam unii de la alții. Aceia, poate vei erau veniți de pe la țară, de undeva copilași, știți, mutați la oraș, dar ei păstrau tradiția, învățau de la bunicii lor, de la frații lor mai mari și ne contaminam în sens... Ca o tradiție orală. Sănătos, o tradiție orală. Ne contaminam și învățam. Nici nu știu de unde am învățat. Viflaimul și toate lucrurile acestea. Pentru că 100% nu le-am învățat de la școală. 100% nu le-am învățat de la părinți. Pentru că suntem din generațiile acelea dezrădăcinate și aduse la oraș. În sfârșit, au făcut lucruri minunate părinții noștri până la urmă. Numai dacă ne uităm la Bicaz, la hidrocentrale, la Trăsfăgărășanu, te minunezi. Dar cu prețul acesta. Și totuși Dumnezeu n-a lăsat lucrurile așa. Și iată, de 2000 de ani se întâmplă treaba aceasta. Da, păstorii. Știți? Ei s-au dus imediat în satul lor, la cei cărora le păstoreau oile, caprele, eu știu ce aveau pe acolo, și spuneau, uite ce s-a întâmplat. Și de aici, din misiunea aceasta pe care au avut-o ei, văzând cum cântă îngerii, slavă întru cei de sus lui Dumnezeu pe pământ, pace între oameni, bunăvoire, văzând lumina care îl adumbrea până la urmă și din interior și din exterior, pentru că acolo nu era vorba numai de un pruncușor, ci era vorba de Dumnezeu făcut om, da? Dumnezeu care n-a încetat nicio clipă să fie Dumnezeu și s-a făcut om. Atunci vedeau o lumină pe care nu o înțelegeau. Ei, acea lumină cumva s-a păstrat în sufletele acestea nevinovate de copii, măcar că încă o dată nu înțelegeam ce se întâmplă. Problema de acum însă este una care ține mai degrabă de o desensibilizare. Copiii au pierdut copilăria. Știm cu toții lucrul acesta. Odată cu pierderea copilăriei se pierde inocența, se pierde un rai. Copilul este în stare de rai până la prima minciună grosolană, să spunem așa, o minciună interesată, o minciună cu o fățărnice. Și atunci cade primul cer, iese din rai. După aceea, sigur că prima imagine, mă rog, necuvincioasă și toate celelalte pe care le vedem la tot pasul, cade un alt cer și așa mai departe, până copilul, de fapt, pierde inocența, nu cu totul, așa cum noi n-am pierdut cu totul chipul la cădere. S-a întunecat puțin. Și atunci, sigur că colindele, așa cum sunt ele în marile orașe, să spunem, în metropole, în megalopolisuri, nu mai au emoția de odinioară. Cu toate acestea, însă, iată, satul păstrează ceea ce spune poetul pătimirii noastre, veșnicia s-a născut la sat, ceea ce spune și Psuția, dacă vreți, că sfârșitul lumii va veni atunci când ultima gospodărie, când nu vor mai fi gospodării țărănești. În sensul, nu că ai un porc și o vită, că acolo este tezaurul neatins al mântuirii neamului, până la urmă. Acolo este... În gospodăriile acelea erau adevărate catedrale în care se păstrează, să spunem așa, tezaurul
veșniciei, tezaurul mântuirii noastre. Asta este cumva, de aceea colindăm, este reflexul acesta, dar din ce în ce mai lipsit de emoție. Oamenii se tem să deschidă ușa, este o frică, este o lipsă de emoție autentică. Sunt niște emoții, niște clopoței, creează o stare, știți? Televiziunea, multinaționalele, îți dau ei ceva, dar lipsește fiorul acesta autentic, lipsește harul pe undeva. Dar de aceea colindăm, am pierdut ceva și vrem să regăsim. Da, e frumos această meditație vis-a-vis de sat și de valoarea satului. Vorbeați de ultima gospodărie și mă gândeam ce reprezintă o gospodărie. Reprezintă un standard, un steac într-o luptă. Un bastion, dar reprezintă independența față de mol și față de secularizare. Sigur, pe de-o parte. Și va cădea, într-adevăr, și o problemă. Foarte frumos ne-ați adus aminte din trecuturi, celor care sunt puțin mai în vârstă. Și făceam așa o paralelă. Au fost vremuri când, cum spuneați, legea era păgână, dar Duhul era creștin. Și atunci întrebarea era, dar de ce nu colinzi? Au venit vremuri când Duhul, legea a devenit libertină, nu zic liberă, da, libertină, dar Duhul s-a secularizat, s-a păgânizat. Și acum întrebarea este, dar de ce colinzi? Adică ar deveni undeva un nonsens. Să trecem, rămâne doar așa întrebări în sfătul fiecăruia dintre noi. Părinte, în ziua de astăzi, colindele atunci erau inocente, naive pe aici, pe acolo, nu ajungeau la un nivel de calitate excepțională, decât marile coruri și nu aveam multe, unul sau două. În ziua de astăzi însă colindăm foarte frumos, ca expresie, ca spectacol. Sunt și foarte multe alte manifestări. Întrebarea este, orice cântec este colind, orice manifestare în aceasta în sonor, în armonie auditivă, este colind sau difuzându-ne, diluându-ne în superficialul spectacolului, am pierdut pe undeva ancora a ceea ce reprezintă colindul. Ce să spun? E greu de analizat ce anume, cum este inima omului. Este greu de analizat și noi știm bine împreună lucrul acesta. Chiar ca și cei care intră sau primesc permisiunea să intre în adâncurile inimii, știm că mai este acolo dimensiune infinită și e greu de știut. Dumnezeu însă știe lucrul acesta. Poate fi, într-adevăr, un, știu eu, o expresie muzicală naivă. Însă, pentru colind există o anumită tonalitate, există o anumită cumințenie, bună cuvință, există anumită armonie, așa cum ați spus. Și ingredientele, eu nu sunt un specialist, nici măcar în nimic de fapt, dar nu mă pricep la muzică, nu mă pricep la etnografie, dar există, putem spune că fiecare dintre noi ne-am născut cu latura aceasta filocalică, da? Adică a recunoașterii frumuseții, a cultivării frumuseții până la urmă. Deci ca esteți, să zicem, ca estet, poți să-ți dai seama care este colind și care nu este colind. Colindul, până la urmă, este cel care mișcă inima. Asta cred că este principala lui trăsătură. Altfel, sigur că noi putem să vedem lucrări de geniu, putem să lucrăm să vedem interpretări de geniu, dar dacă creează doar o emoție, dacă creează doar o mișcare sentimentală, totuși rămâne la suprafață. Colindul are un alt vector, are o altă forță, dacă vreți, o altă energie, mai degrabă să spunem așa. Colindul are rolul de a răscoli în inima ta ceea ce ai uitat de mult timp, ai acoperit de mult, foarte mult timp. Colindul are rolul, în primul rând, de a-ți activa, reactiva conștiința. Conștiința care începe să-ți spună, vedeți,
Este ceva, este un moment în istoria omenirii care modifică, schimbă tot. Practic singura noutate absolută. Vede, omul care caută tot timpul, asta e frământarea omului, el e un căutător. Că caută în gunoi sau caută în stratul de trandafir, dar omul este un scotocitor, un despicător de idei, caută, vedeți că de-aia și făcut atâtea lucruri. Și atunci, automat, vine Colindu, vine și spune, deja ai și găsit. Nu mai căuta dacă nu mai fi aflat, spune o vorbă atât de extraordinară, teologică, până la urmă, de sfânt. Și spune așa că Colindul, practic, îți aduce aminte, trezește conștiința, trezește inima și spune, nu mai căuta, că ai și găsit. Este o noutate absolută, veșnic înnoitoare, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Cel care primește această bucurie și începe să se îndulcească de a și să caute mai departe, el ce înțelege? Nu încetează să fie căutător, dar începe să primească rodul căutării sale. El nu mai este ca un om confuz care fuge după o iluzie care îi dă tot timpul durere, ci găsește și bucurie. Da, părinte, avem un telefon. Alo? Alo, bună ziua, nu vă supărați, îmi permis să deviez un pic subiectul discuției noastre. Ia să vedem, spuneți. Am așa două întrebări să vă pun. Întâi să vă spun despre ce-i vorba. De ani de zile mă bântuie păcatul ăsta al ținerii minte a răului și chiar în postul ăsta m-am spovedit, m-am împărtășit și de fiecare dată la spovedanie spun acest păcat și, nu știu, am perioade, mă liniștesc puțin și tot timpul îmi revin în minte relele pe care mi-au făcut în special ceilalți. Da, am înțeles. Și mă bântuie o sete de răzbunare, vă spun, de n-ar fi legile țării și Dumnezeu m-aș răzbuna, mi-aș face singură dreptate, că după opinia mea am fost nedreptățită. Ce să fac? Am citit acatiste. Mă rog, deci vă repet, am spus duhovnicului și nu-mi trece păcatul ăsta, nu știu, e ca un cancer. Ce să fac? Unde să mă duc? Chiar vreau ca un cancer. O să mulțumesc răspundem. Mult. Săruna. Mulțumim foarte mult. Adevărat, e foarte dureros. Povară. E foarte dureros, mai ales în momentele acestea. Vă rog. Da, nu, vreau să zic, mai este un minut. Atât mai avem din emisiune? Până la pauză. Până la pauză. Dacă vreți să răspund la întrebarea aceasta, vedeți, Colindul are și acest aspect că moaie inima. Vedeți, pentru nașterea lui Hristos. Aici e problema, la inimă. La inimă. Eu zic așa, părintele, Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune, acest neam de demoni iese cu post și rugăciune. Deci trebuie un post, vorbiți cu duhovnicul, un post puțin mai aplicat și rugăciune, pentru că este un vierme. Ăsta este viermele, știți ce se întâmplă? Spune Dostoevski și el conglăsuiește, bineînțeles, cu Sfinții Părinți. Iadul este incapacitatea omului de a iubi. Nu poți iubi dacă n-ai iertat. Și practic este un vierme care macină. Viermele acesta trebuie, e ca un lup care trebuie să-l flămânzești, ca să moară de foame. Și ca să moară de foame, trebuie să începi cu un post sănătos, cu o rugăciune sănătoasă și cele care îi le mai spune duhovnicul. Trebuie intrat în luptă. Da. Asta e ideea. Și efectul acestui post o să simțiți, Doamnă, pentru că veți învăța să iubiți. Aici e o problemă de iubire. E bine să adăugați la post și citirea Sfintei Scripturi ca să vă îndrăgostiți cumva de Hristos ca model. Îndrăgostiți-vă de Hristos, o să vă respectați mai mult, o să vă iubiți mai mult, pe urmă pe dumneavoastră, pe urmă oamenii din jurul noastră și la un moment dat și vrăjmașii de care n-aveți loc. Dintr-o dată e mai greu și nu se poate, dar plecând de la Hristos aveți toate șansele. De ascultător, o scurtă pauză și vom reveni. Cuvânt și muzică. Radio Dobrogea. Continuăm, dragi ascultători, dialogul nostru cu Părintele Cezar Axinte și cu dumneavoastră. Nu uitați numărul de telefon 0241515266 cu tarif normal în rețeaua Intersat și numărul de SMS 0768123456 cu tarif normal în rețeaua Telecom. Aveți contact pe Yahoo Messenger la ID-ul Radio Dobrogea într-un singur cuvânt. Ne puteți urmări și video pe pagina noastră de internet radiodobrogea.ro. Vorbeam despre Colinde și Părintele
făcând apel la sufletul său creștin, dar și la amintirea copilăriei, ne-a deponat multe aspecte ale colindelor. În ultima parte ne-am vorbit despre ceea ce reprezintă colindul vis-a-vis de sărbătorirea nașterii Domnului și am înțeles că nu orice cântare este colind, ci cântarea aceea care fundamental are numele lui Hristos în ea și îl mărturisește. În felul acesta împlinește caracterele colindului. Venind vorba de aceste caractere, părinte, colindul, așa cum a spus, e ca un apostolat și a spus multe aspecte, deci trebuie să aibă și un mesaj. Sigur mesajul că lui. Da. Păi, practic, definiția, esența colindului este mesajul până la urmă și nu poți să-l numești colind decât dacă are mesajul creștin. Colindul în special, să spunem, deși am înțeles că sunt multe momente în care se colindă prin zone ale țării și de florii și sunt momente în primăvară în care se colindă, da. Totuși colindul, așa cum îl știm noi, să spunem, sau în general este cunoscut, are mesajul, aduce vestea cea bună a întrupării Domnului, a nașterii Domnului, a faptului că cuvântul s-a făcut trup. Asta este mesajul esențial, mesajul fundamental, vestea nașterii Mântuitorului nostru. Deci, noi trăiam în copilărie aceste momente ale anului, momente calendaristice, să spunem, le trăiam ca pe un basm. Eram într-o lume de basm. Lumea copilăriei este o lume de basm. De aceea, în momentul în care ai ieșit din lumea copilăriei, este bine să nu pierzi cu totul starea de taină. Să nu pierzi. Și aici atunci vine realitatea. Realitatea aceasta a înțelegerii momentelor extraordinare din istoria omenirii. De exemplu, acest minunat moment al nașterii Fiului lui Dumnezeu în istorie, în lume. Și, practic, tânjești, sufletul tău tânjește, că la adolescență, după aia la tinerețe, tânjește după lumea de bas și parcă este acolo o amputare în suflet. Dar vine imediat Domnul și ce face? Înlocuiește lumea aceea de bas, care e o lume a copilăriei, cu o lume a realității bucuriei. Adică mult mai mult decât o lume de bas, care este proprie copilăriei și înțelegerii minții noastre. Ei bine, noi îmbrățișăm astăzi o altă realitate. Asta este suferința oamenilor. De aceea colindul, așa cum ați spus, de ce colinzi? Pentru că nici cel care colindă nu mai simte, nici cel care primește colinda nu este deschis pentru asta. Și atunci este o suferință, mai degrabă o neîmplinire, o durere. Dar colindul, în esență, cuprinde mesajul acesta extraordinar, mesajul pe care Dumnezeu ni-l trimite de data aceasta, nu în scris, nu tradiție, nu prin proroci, însuși prin Fiul Său. De data aceasta, iată, Dumnezeu coboară pe pământ. Acum, în timp ce vorbesc, simt poate n-ar trebui să spun asta, dar simt o mare durere, deși ar trebui să spun că simt o mare bucurie și așa este. Un ochi plânge și unul râde. Noi avem în basmele noastre, avem aceste minunate realități. Cum poți în același timp să și râzi, să și plângi? Uite că poți. Sufletul creștin are această ambivalență, să spunem. Ei bine, am o mare suferință gândindu-mă că totuși atât de puțini oameni cred, știu cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată mintea că cu adevărat s-a născut acum 2000 de ani în peștera din Betlehem, s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Și atât de greu este să ai sterpiciunea asta, să nu mai ai harisma maternității, că să se nască în inima ta tot timpul lucrul acesta. În definitiv, Dumnezeu s-a născut atunci istoric, dar noi
Sigur că în inima noastră se naște la fel de real în momentul în care am înțeles lucrul ăsta, în momentul în care am primit harisma aceasta, am primit darul acesta al credinței. Și vă zic că am, să zicem, suferința aceasta, dându-mi seama că sunt milioane și milioane de oameni care nu au o infirmitate sufletească până la urmă, care, adică gândiți-vă că aș vedea, asta e imaginea mea, văd un mare spital în care oamenii țipă ca o durere și nu pot să fac nimic, fiindcă sunt milioane și milioane de oameni aici și e o suferință, știți, un doctor ați fost... Și durerea este și mai mare când vezi că într-o sală apropiată spitalului, altarul spitalului, există tratamentul. Da. Dar nu se întâlnește cu oamenii care suferă. Da, vedeți, și avem această perspectivă, știți, să facem mai multe spitale, mai puține biserici. Asta vine dintr-o suferință. Oamenii văd că sunt în spital și suferă și nu se pot vindeca. Sigur, fără să defăimăm știința, că nu, da, asta este treaba. Dar adevărata suferință vine din faptul că noi nu cunoaștem că a venit biruitorul morții și că a biruit moartea nu pentru el, ci pentru noi. Și asta până la urmă, asta spune colindul, asta anunță colindul. Nu o bucurie a unui moment, numai decât sigur, că suntem la masă împreună, că iertăm pe ceilalți, dar știm foarte bine că, uite, a venit cineva și ce a făcut? A iertat păcatul, că vorbim de iertare, știți, suna cineva, da, din aur. Asta a venit, asta e colindul, asta se întâmplă de Crăciun până la urmă. Ne amintim de fiecare dată momentul ăsta, conștiința noastră începe să lucreze mai bine și ne amintim că iată, ne-a iertat nouă toate, ne-a iertat și căderea aceea pe care am repetat-o și noi de fiecare dată și este posibil să scăpăm. Da. Avem un telefon, părinte. Alo? Anul Sărumâna, mă iertați, mai intervin să vă spun, tot eu, cea de adineaurea, eu să știți că am ținut mereu postul când a fost vorba, mai ales stabilită de Sfânta Biserică, am citit Sfânta Scriptură, v-am zis, să repet, citesc multe alte lucruri, m-am sfătuit cu duhovnicul, dar nu-mi trece pe lagra asta. În măsură ce citiți, trebuie să semănați cu personajul principal al Scripturii, adică cu Hristos, și atunci nici nu o să vă mai gândiți numai la acești oameni, ci la toți oamenii care vă fac rău. Citiți mai mult cu inima și mai puțin cu mintea, că ajungeți mai repede la... Citiți ca pe o scrisoare a cuiva drag de departe, care e foarte importantă pentru dumneavoastră, și atunci veți ajunge la rezultat mai ușor, pe o cale mai dreaptă. Și ne mai auzim. Doamne ajută să rămânăm. Știți, părinții spuneau așa, dacă tot este telefon, poate nu întâmplă, nimic nu e întâmplător. Părinții spuneau așa, iată, deși s-a și întâmplat în discuția cu acolo cu Batiușca și cu Motovilov acolo la Sfântul Serafim de Sarov și după aceea, dar trebuie spus așa, că închipuiți-vă că cei pe care nu-i puteți ierta ar fi puși în mâna dumneavoastră, ar fi adus sufletul lui în mâna ta. Închipuiți-vă, sufletul este înfățișat, este arătat în Scriptură ca un copil înfășat în scutece. Așa e sufletul lui. Ceea ce vrea să sugereze că e neputincios. Neputincios și firav și fragil și vulnerabil. Închipuiți sufletul celui care v-a făcut rău, v-a persecutat, v-a prigonit, v-a nedreptățit, că vi-l pune Dumnezeu în mână și spune, acum judecă-l tu, iată, stă în fața ta iadul și raiul și tu să-l judeci. Asta este, așa în momentele acestea îți dai seama cumva că nimeni nu se poate lipsi de nimeni Dumnezeu. Chiar nu se poate lipsi de nimeni. Nu există un nume în istorie, un nume sub soare de care Dumnezeu se poate lipsi. Adică să ne închipuim următorul lucru, Dumnezeu care este atotputernic, este milostiv, este toate, este mai mult decât infinit. Nu poate ceva. Nu poate să nu iubească pe cei pe care dumneavoastră nu-i puteți ierta. Asta este, până la urmă, creștinismul. Asta este colindul. Eu v-am colindat acum. Da. Ăsta e colindul. Iată, Fiul lui Dumnezeu s-a dat pe sine morții
că nu poate să nu îi ierte pe cei pe care dumneavoastră nu îi puteți ierta. Nu poate să nu iubească. Și așteaptă ca să li se străpungă inima. Între timp au venit câteva mesaje, Părinte, și o să îndrăznim să citim câteva. Doamne ajută, spune cineva, înainte, dacă așezai doi copilași într-o cameră, aceștia începeau să se joace, inventau ei ceva. Acum nici nu mai vorbesc unul cu celălalt. Dacă le dai două tablete, le captezi interesul. Doamne, cât de mult i-am lăsat pe acești europeni, americani sau ce or fi, să ne distrugă tradiția, neamul, credința. Ați văzut ce furori face o persoană care vine la un eveniment îmbrăcată în costum popular, ie sau orice. Încă avem sămânța românismului în suflet, să nu lăsăm să o distrugă. Cred că e din suflet și cred că este adevărat. Un alt mesaj spune, ați văzut că dacă ascultăm un colind, ni se înmoaie inima. Cum dar suntem atât de calici după Halloween și Valentine's Day? Nu simțim nimic atunci și totuși, rămânem calici, cred că vreau să spun puncte, într-adevăr. Nu, și totuși rămânem creștini. Da. Părinte, cât de vechi sunt aceste colinde? Au apărut cândva în istorie așa dintr-o tendință de pioșenie a sufletului omenesc sau fiind, cum spuneam, caracter de apostolat, de misiune, de rugăciune, au o vechime? Păi, dacă este să o luăm așa și să dăm un exemplu istoric, putem să vorbim de viitoarea Fotinii, samarineanca de la fântâna lui Iacov, da? Nu? Ea s-a făcut colindătoare până la urmă. Da. Putem să vorbim de demonizatul din Gadara. Din Gadara, da? Zice, uite, vreau să vin cu tine, că și-a zis nu. Nu mai are rost să vii. Și colindă. Ai simțit minunea pe pielea ta, n-ai văzut-o ca apostolii. Ai simțit-o pe pielea ta, du-te și colindă lumea. Mergând, învățați toate neamurile, nu luați cu voi, ia uite, zice, ați avut nevoie de ceva când v-ați dus la colindat, vedeți și traista aceea noastră, vine tot din cuvântul Mântuitorului. Zice, dacă nu va trebui vouă nici traistă, nici sabie, nici haină, nu va trebui nimic. Voi merge și vestiți vestea cea bună și o să vedeți că toate se adaugă vouă. Colinda, până la urmă, și Mântuitorul era un colindător, da? Zici, mergea din sat în sat, din cetate în cetate. Și el spunea, iată, s-a apropiat împărăția. Chiar și mărturisea, eu nu fac de la nimic. Botezătorul e, exact. Dacă vreți, un colindător. Prorocii sunt colindători. Adică colindul acesta, de fapt, este mesajul pe care Dumnezeu îl trimite prin oameni și, la urmă, pe care vine el să-l aducă personal, pentru a da omului și inimii omului bucurie. Nimic nu poate fi mai frumos decât asta. Adică dacă te apleci, dacă te oprești o secundă să-ți tragi sufletul, ți se umple inima de lacrimi când vezi câtă bunătate. Că ce te copleșește până la urmă? Am observat lucrul, am citit lucrul acesta la părinți, care spun așa, mari părinți spun așa, că de fapt inima începe să plângă când simți iubirea lui Dumnezeu. Harul până la urmă, așa s-ar putea... De asta și spuneam, Doamne, că atunci când ai să simți că te îndrăgostești de Hristos, deja vezi altfel lucrurile. Da, asta până la urmă este ce ai putea să explici cel mai mult, din cum am citit pe la părinți, că simți o mare iubire. Adică, pe de-o parte, te simți păcătos, vezi că ești păcătos, vine la pachet. Simți, îți vezi păcătoșenia și, pe de altă parte, simți că te iubește. Avem iar un telefon, mă iertați, Părinte, alo? Alo? Vă ascultăm? Cred că e o problemă, continuăm, Părinte. Probabil că e o problemă tehnică, va reveni. Voiam să întreb, cât credeți, Părinte, că vor ține aceste colinde? Că dacă ne uităm în istorie, numai viața noastră, care o putem simți din copilărie până de astăzi, a fost un parcurs. Se pare că a revenit telefonul. Alo? A revenit într-un fel semnificativ. Ultima sfântă liturghie care se va săvârși pe pământ va fi însoțită de colind, bineînțeles, fiindcă preotul care va ieși la amvon, preotul care va ieși să țină ultima predică, să spun, sau episcopul care va ține ultima predică,
va fi un colind. Va fi, într-adevăr, o vestire, o veste bună, chiar dacă totul s-a prăbușit, chiar dacă pare că întunericul a copleșit lumea, iată, vi s-a născut vouă lumina. Până la urmă, de ce îi spunem atât de frumos? Nu putem să uităm pe Maica Domnului, măcar așa că întreagăt zicem că este Maica Luminii. Absolut uimitor acest cuvânt, acest nume dat Maicii Domnului. Da. Maica Luminii. Iată, avem o mamă care ne-a născut nouă lumina. Ce poate fi mai bună? Ce mamă poate fi mai bună decât să ne nască nouă lumina? Deci atunci când ești copleșit de întuneric, de viermele invidia, apisme, al deznădejdii, știm că avem o mamă care ne-a născut lumina. Iată un colind, simplu, da. Colind mai... a unui om care n-are voce pentru colind. M-a impresionat ca să colinzi frumos să ai duh, vocea vine interior. M-a impresionat modul cum ați gândit și spuneați că ultima predică va fi un colind. Și voiam să întreb, ne-au obișnuit să colinde copiii și motivăm că sunt inocenți, dar cei maturi de ce nu colindă? Și voiam și mai departe, m-am dat înainte cu acest cuvânt, preoții pot să colinde? Da, toți putem colinda, dar ați zis bine care este, odată că trebuie să fie ingredientele colindului, dar odată ce inima este dispusă pentru colind, ea reglează și, până la urmă structura colindului, fiindcă nu poți altceva. Atunci când iubești, cum să spun, ce frumos spune Sfântul Apostol Pavel acolo, și acela este un imn iubirii, dar e un colind despre iubire. Zice, dragostea toate le rabdă, vorbește despre cum e Dumnezeu. Este îndelung răbdătoare, nu pismuiește, nu se poartă cu necuvință și foarte important, nu se bucură, dragostea nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Atunci când inima este curată, când este sinceră, acolo sălășluiește Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt ne învață cum să colindăm, da? Că noi să colindăm nu știm, să ne rugăm nu știm. Dar Duhul cel care sălășluiește în inima noastră, acela ne învață cum să ne rugăm, cum să colindăm, cum să ne purtăm. Spune Mântuitor, nu fiți triști, că eu cu voi sunt în toate zilele, măcar că mă vedeți că m-am înălțat, măcar că plec, să zicem, fizic de lângă voi, deși ce mai poate zice fizica de trupul îndumnezeit, înviat și îndumnezeit al Mântuitorului, dar iată, plec așa să nu mai îmi vedeți, însă va veni Duhul și va mărturisi toate. Da. Un mesaj și acum în final, că nu mai sunt secunde, cineva a trimis un mesaj, frumos a spus în al preasfințitul Ioan al Banatului că dacă ar dispărea toate manuscrisele Sfintei Scripturi, un sfert din rescrierea Scripturii s-ar face doar dacă am ascultat colindele noastre. Într-adevăr, este o cugetare profundă și de duh. Mulțumim foarte mult Părintelui care ne-a însoțit în acest parcurs până în copilarea noastră și copilăria întregii omeniri, ne-a motivat caracterele și puterea acestor colinde pe care ar trebui să le învățăm și cei care le mărturisim, dar și cei care le ascultăm ca să știm ce ascultăm. Dar ascultători, sărbători cu pace, cu fericire, Doamne ajută și ne vom revedea. Doamne miluiește! Amin.